Fugala și iată unde vine Sân Mărtean. Și ce pasă bună de Sân Mărtean, excelentă trecerea lui Tănase. Kipciu cade, jocul continuă, șutul lui Adi Popa, scos de Florin Iacob. Cred că arbitrul a făcut bine, că a lăsat faza să continue. Ce frumos taie pe centru această minge Tănase. Păi, randamentul lui. Bine joacă Steaua această minge. Șut la colț lung. Ratare mare. Defensiva Brașovului depășită de acest... Să se apere pe două linii, astfel că orice minge câștigată acolo oferă șanse minime pentru... Incredibil, Sân Mărtean. Cu câtă economie de mișcări face atâtea driblinguri. Pasă înapoi. Șut în blocaj. Mare ocazie. Cel mai bun fotbalist brăilean din ultimele, nu știu, 5 decenii. Preluare bună a lui Mateu, pasă în adâncime și șutul lui Andrei Cristea. Primul atac periculos. Cred că e primul șut spre poartă. Unul singur, n-aș putea să ceară în spate, prefera să paseze. Și iată cu urcarea lui Mateu. Mateu are spațiu. Mateu trage cu stângul. Al cincilea corner al Stelei în această partidă. Natovlevic nu e aceeași poziție, dar încearcă șutul cu dreptul. Dinamo. Iată-l pe Natovlevic. Cred că s-a hotărât în ultima clipă. Și ce bine dă cu dreptul. Și cred că vede târziu mingea. Uitați-vă la portar ce are în față. Bine, cred că și dacă o vedea era foarte greu. Vede mingea târziu. Șutul îl prinde destul de aproape de linia porții. Șutul nu e foarte puternic, este însă foarte... Și era și complicat. Kipciu cu noroc ajunge la minge și șutează cu stângul. Prinde Florin Iacob. Îi vom vedea mâine seară direct la Dolce Sport în Bayern München, Real Madrid. Foarte bună a fost intervenția lui Sân Mărtean, care a reușit să scoată această minge. Și acum continuă Sân Mărtean cu o pasă la Kipciu. Kipciu prelungește mingea, intră în careu și cade. Arbitrul dă penalti. A fost o ușoară ezitare. A fost și venit să duc la arbitrul adițional. Este fault. Străuț pune mâna pe Kipciu. Apoi se prăbușește peste el. Cred că este un contact la nivelul... Oh, și scoate portarul Brașovului Florin Iacob. Al doilea penalti ratat de Stanciu. Da, lasă mingea să cadă de două ori acolo. Gardo, șutul respins de portarul Tătărușanu și este cea mai mare ocazie a Brașovului. A avut o degajare greșită. Era offset. Iată-l aici pe Adi Popa, a scăpat în careu, pasă înapoi. Este gol marcat de Kipciu cu poarta goală. Nu a fost de... Și este faza lui Sân Mărtean. În aceeași măsură, excepțională lansarea lui Sân Mărtean pentru Adi Popa, care pătrunde în forță. Iar pe vremuri, Lăcătuș, când dădea asemenea pasă și întreba beneficiarul, cel care înscria, ți-a fost greu? Ce fi fost greu, da. Ce fi fost greu. Al lui Mateiu. O, schișer, dar este offside. Nu? Natovlevic, în fața porții. Intervenție eroică a lui Machado, în fața lui Stanciu. Pare să fi fost offside, de adevărat. Motiv de satisfacție pentru suporterii Stelei. E greu să ne dăm seama ce se întâmplă. E posibil ca Marius Constantin să fie avut ceva de împărțit cu suporterii care l-au tot șicanat pe parcursul acestei partide. Dar de ce să fi văzut direct cartonașul roșu? A fost un gest urât, un gest nesportiv, îndreptat către galerie.
se potolește. Bine, dar cine nu se potolește? Marius Constantin. Da, da, poate și-a aruncat cu pietre în el. Da, Marius Constantin ridică mâinile. Arbitrul îl vede, noi încercăm să vă oferim faza, motivul pentru care Marius Constantin a văzut cartonașul roșu. Găsesc o nouă vocație, ceea de a încerca, oh, ce gol, ce gol, ce săritură a lui Sucala. Cred că a sărit mai sus decât transversala. 3-0. A scos tricoul. Formidabilă detenta lui Sucala, foarte bună execuția lui Cheșeru. Stanciu pasă pentru Varela. Varela este în careu, pasă în fața porții și este o rătare mare de tot. A lui Cheșeru, Varela, da, Varela a pasat prea în spate.